acum mișcarea pe care dorim să o studiem. Și anume, curgerea pe care propun are loc între două plane paralele presupus infinite. Cum trebuie să vedeți acest domeniu al curgerii? Să presupunem că un plan este masa și celălalt plan este paralel cu masa. Da? Ca acesta. Numai că mărimea lor este infinită. Și ce mișcare voi studia? Voi studia o mișcare combinată în care aici introduc presiune între cele două suprafețe, da? Și va curge datorită diferenței de presiune, pentru că la ieșire presupun că presiunea este cea mai mare. Asta este o mișcare. Iar cealaltă mișcare este că placa superioară o deplasez cu o anumită viteză într-un sens. Pot să o deplasez în sensul aplicării diferenței de presiuni între capete sau pot să o deplasez în sens invers aplicării diferenței de presiuni. Important este să realizați următorul lucru. Având în vedere faptul că suprafețele sunt infinite, iar distanța dintre cele două plane este foarte mică, mișcarea, practic, este unidimensională. În ce sens este unidimensională? În primul rând, ai o singură direcție a vitezei. Da? Viteza nu merge decât așa, pe direcția aceasta, nu merge așa, în plan. Vom vedea, asta este un alt tip de mișcare, mai complicat. Deci, pe o singură direcție. Și în orice secțiune m-aș uita, distribuția de viteze va arăta identic. Nu am așa numitele efecte de capăt. Cu alte cuvinte, mișcarea va fi unidirecțională, iar distribuția de viteze va arăta identic în toate planele care secționează domeniul de curgere. Este important să înțelegeți acest lucru, dacă nu îl înțelegeți, să mai repetăm o dată. Eu deocamdată vă desenez geometria pe care am spus. Aceasta este placa integrală. Fixez sistemul de coordonate, să spunem X1. X2 este normal pe placă. X3 este normal pe tată. La o distanță mică, trasez planul superior, care este acesta. Presupunem că între cele două plane este distanța h mic. Dacă aici ar fi o lungime L și o lățime B, atunci ipoteza mea ce înseamnă? Înseamnă că h este cu mult mai mic decât L, respectiv cu mult mai mic decât B. Ca să vă dați niște ordine de mărimi, să zicem H este de 10 microni și B și el sunt sute de milimetri. Cam asta este o aplicație tehnică. Deci eu dacă acum aș face secțiuni paralele cu tabla, de exemplu, o secțiune așa, un plan așa, vă mut planul aici, mut planul aici, în orice plan aș lua, distribuția de viteze ar fi aceeași. Cu alte cuvinte, eu această geometrie o pot desena astfel. Două drepte paralele, situate la distanța h mic. Aici este originea axei X2 pe care o voi nota acum cu Y.
Iar aici este axa x1 pe care o rotesc cu x. Prin urmare, viteza va fi unidirecțională în lungul axei x1, iar variația ei, vom vedea, nu este decât pe axa x2, în funcție de condițiile la limită impuse. Deci, considerăm condiții la limită, și anume, undeva pe o anumită secțiune am distanța L, aici. Aici este secțiunea 1, secțiunea 2. Presupun că am o presiune pe 1 mai mare decât o presiune pe 2. De asemenea, placa inferioară se va deplasa cu o viteză minus V1, iar placa superioară se va deplasa cu o viteză, să spunem, V1 steluță. Fluidul, bineînțeles, se află între cele două suprafețe plane. Fluidul are proprietăți cunoscute, densitatea și viscozitatea, iar mișcarea în interior se desfășoară pe suprafețe paralele. Nu se produce amestecul de substanță între straturile de fluid. Este important acest lucru. Asta ce înseamnă? Înseamnă că vitezele sunt mici de curgere în interior, între cele două plane, astfel încât nu există posibilitatea amestecului. O astfel de mișcare, vom vedea noi, se cheamă o mișcare laminară. Dacă s-ar produce amestecul pe stratul de fluid, mișcarea poartă denumirea de mișcare tubului. Deci suntem în mișcare laminară. Problema pe care vă supun este următoarea. Să găsim expresia distribuției de viteze și de presiuni în domeniul mișcării. Deci domeniul mișcării este acesta, între secțiunea de intrare, secțiunea de ieșire și cei doi perți. Mișcarea este presupusă permanentă. Deci dv la dt este egală cu 0. Pentru toate vitezele. Vă propun următoarea procedură. Analizați curgerea din punct de vedere fizic. Analizați-o. Vedeți ce viteze vă rămân, ce componente de viteză pot fi tăiate și începeți să simplificați sistemul de ecuații format din cele trei ecuații Navier-Stokes plus ecuația de continuitate. Dați-mi. Ia să vedem cum procedați. Deci mai întâi, primul pas, vă gândiți ce distribuții de viteză aveți dumneavoastră? Adică ce componente de viteză, mai bine zis, aveți? În acest spațiu normal, într-un punct aici, viteza poate să aibă trei componente. Viteza V1, viteza V2 și viteza V3. Întrebare. În cazul nostru există toate aceste trei componente sau nu? Dar ce componente nu există? V2 și V3. Nu există. De ce? Pentru că întreaga curgere are loc în lungul axei X1. Prin urmare, o particulă nu se va duce nici în sus, că nu se amestecă.
va merge nici lateral, pentru că nu are unde să meargă, pentru că planele sunt infinite. Prin urmare, singura componentă de viteză va fi viteza V1. Corect? Deci avem V1 este egal cu V, ca să nu-l mai scrii mereu, și V2 va fi egal cu V3, egal cu 0. Având în vedere acest lucru, vă rog să simplificați sau să tăiați în ecuațiile respective termenii care conțin viteza V2 și viteza V3, pentru că ei nu mai există. Faceți această operație pe caietele dumneavoastră. Și să vedem la ce rezultat veți ajunge. Ia să. Da? Ba sigur că da, pentru că mișcarea este permanentă. Unde ți-ai scris sistemul de ecuații? Aveți scris? Așa, hai să vedem. Deci, nu uitați. Unde apare rezolvarea? V2. Unde apare? Deci, ia de sus de aici și absolut toți trebuie de sus. Este V2, uitați. Și iei pe fiecare ecuație. După care îți dai toți termenii care conțin viteza V3. Așa. Și pe urmă tai. Hai că am ieșit din cap. Așa. Și pe urmă tai toți termenii care sunt dependenți de timp. Care ar fi de privatele de timp. Cum credeți? Întotdeauna între matematică și fenomenul fizic reprezintă, există o conexiune, nu? Nu se poate să ai o funcție în formularea matematică, funcție care de fapt nu are corespondent în fizica fenomenului. Dacă V2 e 0, V3 e 0,
aici nu rămâne altceva decât DB1 la DX1 este egal cu 0. Foarte important. Cu alte cuvinte, viteza V1, care este viteza V, depinde numai de X2 și eventual de X3. Nu depinde de X1. Asta este informația. Dar este 0. Nu are componentă pe ei. Dacă nu are de V la DX1, și ăsta de aici se duce. Că e pentru orice cum. Și prim, bineînțeles. Iată că lucrurile încep să se amelioreze. Dar mai vine ceva. Încă o dată, cum are loc această mișcare? Această mișcare a spus că este identică în orice plan paralel cu tabla. Perpendicular pe tablă este axa X3. Paralel cu tabla înseamnă că sunt plane de X3 egal constant. Cu alte cuvinte, mișcarea mea nu depinde de axa X3. Pentru că n-am capăt, n-am sfârșit. Cele două plăci sunt ipotetic infinite. Prin urmare, toate derivatele după X3, pentru viteză cel puțin, trebuie să fie nule. Adică și ăsta de aici este 0. Și dacă nu am mișcare, și ăsta este 0. Pentru că B3 este 0, de ce? Cine este B? Să presupunem că accelerația gravitațională este un G de tipul ăsta pe E2 minus. Da? Deci G este și atunci B3, bineînțeles, este 0. Am scăpat de ecuația 3. În locul B2 vine minus G. Și B1 cât este? 0. Nu am accelerație gravitațională. Ăsta de aici este 0. Și atunci, haideți să vedem ce mi-a rămas. Din fericire, nu prea mult. Și anume, prima ecuație are următoarea expresie. 0 este egal cu minus dp la dx1 plus eta 0 d2v la dy2. Observați, în locul lui v1 am pus v, în locul lui x2 am pus y. A doua ecuație îmi spune 0 este egal cu minus rho g minus dp la dx2. Ia să ne uităm puțin. Funcția de presiune, p, este în general o funcție de x1, cu alte cuvinte, și de x2. Cum va fi această funcție? O analizăm puțin. Dacă derivata lui P după X1 ar conține pe X2. Asta înseamnă că prin integrare, viteza V ar conține și X2, dar ar conține și X1. Dacă DP la DX1 ar conține și X1. Înțelegeți? Viteza V de aici nu este dependentă decât de Y, care Y este identic cu X2. Da? Ea nu poate fi viteza dependentă de X1, cu alte cuvinte, ceea ce dumneavoastră aveți aici trebuie să depindă numai de X2 sau să fie o constantă. Deci, cam la aceste concluzii ne duce prima ecuație. Analizăm a doua ecuație. A doua ecuație este clar că o integrez. Da? Și voi avea. Am aici dp la dx2
este egal cu minus rho g, adică P va fi egal cu minus rho g x2 este y plus eventual o funcție de x. Care este x1. Da? Altfel n-are cum. Ori eu dacă înlocuiesc P-ul aici, acum, primul termen va fi 0, că nu conține pe x, și am df la dx. Ori df la dx nu poate depinde de x, pentru că dacă depinde de x și viteza v depinde de x, ori eu știu că viteza v nu depinde de x. Prin urmare, singura mea posibilitate este ca această funcție să fie a ori x. Și atunci voi avea că minus dp la dx este constanta a. Deci ăsta de aici trebuie să fie musai o constantă. Să-i spunem a. Prin urmare, dacă ecuația presiunii arată de forma aceasta, de aici, aici este o distribuție hidrostatică. Asta ce înseamnă? Că dacă am un x constant, P egal cu o constantă minus rho g y. Adică este distribuția hidrostatică. Rho g h. Delta P egal cu rho g h. Deci ecuația de mișcare devine următoarea ecuație. Voi avea d2v la dy2 este egal cu a supra eta 0 și cam adică o constantă. Pentru viteză, care sunt condițiile la limită? Ia să vedem. Pentru viteză. Condițiile la limită, y, variază între y egal cu 0 pe suprafața solidă și y egal cu h pe planul superior. Suprafața inferioară se deplasează, am spus noi, cu viteza minus V1. Cu alte cuvinte, pentru Y egal cu 0, V va fi egal cu minus V1. Pentru Y egal cu H, cât este viteza fluidului? V1 stelar. V este egal cu V1 stelar. De ce pot să scriu aceste lucruri? Deoarece fluidul viscos aderă întotdeauna la suprafața solidă pe care o atinge. Înțelegeți? Ăsta este marele avantaj și marea ușurare pentru fluidul de tip newtonian. Cu alte cuvinte, dacă eu am două suprafețe oarecare, nu neapărat plane. De exemplu, o suprafață așa și o suprafață așa. Suprafața asta, să zicem că are viteza V egal cu 0, suprafața de aici are viteza V0. Cum va avea fluidul? Fluidul care se lipește pe această suprafață datorită proprietății de aderență va avea și el viteza 0. Iar particula de fluid din imediata apropiere a suprafeței solide se va lipi de această suprafață solidă datorită aderenței și a proprietății de viscozitate, dar datorită proprietății de aderență, viteza lui va fi tot viteza suprafeței solide. În același mod, se judecă și mișcarea între aceste două plane. Adică fluidul de aici va avea tot viteza V1 stelar, fluidul de aici va avea tot viteza minus V1. Se pune problema cum arată distribuția de viteze între aceste două plane. Dar eu deja cunosc două viteze în distribuția fluidului. Dacă aveți întrebări.
Haideți să vedem, de exemplu, care e semnificația lui A acolo. A, cine am zis că este? DP la DX. Da? A este DP la DX. Adică A este DP, care înseamnă P2 minus P1 supra X2 minus X1. Nu? Asta este DP. Adică, fiind o distribuție liniară după X, înseamnă că este diferența de presiune raportată la distanța dintre cele două secțiuni. Cu alte cuvinte, AU de aici este o constantă legată de variația de presiune în lungul curgerii, variație care este liniară, deoarece presiunea depinde liniar de direcția de curgere. Cum are loc o curgere întotdeauna? De la presiune mai mare la presiune mai mică, deci de acolo, P1, este întotdeauna mai mare decât P2. Da. Revenind la problema noastră. Cum găsim noi distribuția de viteze între cele două plane? Ce trebuie să rezolvăm? Adică aveți această ecuație cu aceste condiții la limită. Ne uităm la ea. Ce tip de ecuație este? Este o ecuație diferențială, simplă, de ordinul 2, prin urmare ai două condiții la limită. Dacă nu aveai două de nici, o mulineai. Haideți să vedem dacă puteți să o rezolvați singur. Cum găsiți dumneavoastră distribuția de viteze? Integrăm o dată. DP la DY este egal cu A supra eta 0Y plus o constantă C1. Corect? Mai integrez o dată. V este egal cu A supra Y pătrat pe 2, 2 eta 0Y pătrat plus C1Y plus C2. Cum afli constantele C1 și C2? Punem condițiile la limită. Nu mai copiați de detaliu. Faceți voi. Eu vorbesc așa. Relativ simplu. Y egal cu 0, V am zis că este minus B1. Deci ăsta e 0, ăsta e 0, C2 este egal cu minus B1. Întotdeauna mi-a plăcut să găsesc constanta C2. De exemplu, ca să faci viață grea studenților, când dai la examen aceeași problemă, însă cu originea axelor, la mijlocul distanței dintre cele două plane. Adică Y merge de la minus H pe 2 la H pe 2. E mai frumoasă așa, dar se încurcă în cap. Y egal cu H. Asta înseamnă că viteza este V1 stelat, adică V1 stelat este egal cu A supra 2 eta 0 H pătrat plus C1H minus V1. Și de aici trebuie să obținem cât este constanta C1.
vom avea C1 este egal cu V1 stelat plus V1 supra H minus A supra 2 eta 0 H. Prin urmare, distribuția de viteză V va fi egală cu A supra 2 eta 0 combinăm cu termenul ăsta și va fi aici Y pe lângă Y minus H plus am ăsta ori Y V1 stelat plus V1 supra H ori Y plus minus V1. Și haideți să vedem dacă am făcut bine. Pune Y egal cu 0. Y egal cu 0. V egal cu minus V1. Este ok. Punem acum Y este egal cu H. Ăsta este 0. Ăsta se duce și rămâne V1 stelat. Cu alte cuvinte, este corect. Ați obținut și voi la fel? Păi de ce? Care e greutatea ta să faci asta? E greu? Și atunci de ce nu faci? Vedeți? Asta este problema esențială. Esențial, nu puteți să-mi afirmați mie că aceste calcule sunt grele. Dar de ce nu le faceți voi? Tu le-ai făcut? Singură sau nu? O parte dintre ele. Tu le-ai făcut? Cine n-a făcut o parte? Voi acolo tu le-ai făcut? De ce nu? Nu, zic, uite, vezi tu, băi, dacă ți-aș face o poză acum, aș fi doar, înțelegi, premiu Pulitzer pentru fotografie, că așa se cheamă. Este exact tipul ăsta de răspuns românesc. De ce n-ai? Adică, un răspuns ca ăsta mă dezamorsează, înțelegi? Adică este așa, stai orice chestie. De ce nu faci? De ce? Adică de ce vă transformați voi într-o generație de asta copy-paste? Nu înțeleg. Încercați să vă mobilizați puțin neuronii. Nu? Așa copiezi de pe tablă, ce faci la examen tu? La mine. După ce copiezi? Asta este întrebarea. Deci avem o astfel de distribuție de viteze. Ăsta este minus delta P supra L și schimbăm și atunci vine A este egal cu delta P supra 2 eta 0 L pe lângă Y, pe lângă H minus Y, deci am scos minusul de aici, plus V1 stelat plus V1 supra H ori Y minus V1. Iată distribuția de viteză. În primul rând, ce tip de distribuție de viteză este? Haideți să o analizăm. Parabol. Adică eu am cele două puncte obligatorii, condițiile la limită prin care distribuția mea de viteze trebuie să treacă. Iar ea va fi unită, de cele două puncte, vor fi unite de o parabolă, să zicem, de tipul acesta. Cu alte cuvinte, dumneavoastră observați că totdeauna există un punct la o distanță A stelat în care viteza este 0. Da? Aici jos viteza este de la dreapta la stânga, adică particulele se duc de la dreapta la stânga. Sus, viteza se duce de la stânga la dreapta. Însă ai un punct de separare. Încă o dată, mișcarea este lentă, deci planele alunecă unele față de altele, fără să se amestece. Aceasta e prima constatare.
care este a doua constatare. O mișcare de tipul acesta, în ce moduri poate fi ea generată? De ce are loc mișcarea între cele două suprafețe plane? Ce mecanism pune în mișcare fluidul aflat între cele două plane? Cum am spus? Că am o diferență de presiune care împinge fluidul. Dar mai am ce? Mai am mișcarea relativă a celor două suprafețe. Deci mișcarea este generată în două moduri. Fie că suprafețele sunt fixe și împing fluidul printr-o diferență de presiune, fie că suprafețele sunt mobile și atunci, datorită proprietății de aderență, mișcarea se transmite prin difuzia vitezei între cele două suprafețe, antrenarea straturilor făcându-se datorită proprietății de viscozitate. Nu? S-a înțeles? Și dacă s-a înțeles, ia spuneți-mi, unde vedeți ceea ce am spus în ecuația asta? În formula asta. Unde se vede? Observați că prima parte depinde de gradientul de presiune. Asta deci, dacă gradientul de presiune este 0, componenta aceasta a vitezei va fi 0, dar rămâne asta. Pentru că această componentă de viteză este dată de faptul că pe boundary există o anumită viteză. Și vă rog să sesizați următorul lucru. Dacă mișcarea generată de distribuția, de o diferență de presiune, induce o distribuție de viteză parabolică, mișcarea generată de antrenarea fluidului prin proprietatea de aderență induce o distribuție de viteză liniară. Prin urmare, cele două mișcări se pot combina, se suprapun și atunci aceasta este o mișcare rezultantă a unei mișcări datorită gradientului de presiune care este de tip parabolic și datorită unei mișcări liniare datorită proprietății de adeziune și aderență. Deci combin cele două distribuții de viteză și obții distribuția de viteză rezultat. Mișcarea datorită gradientului de presiune poartă denumirea de mișcarea Poiseului. Mișcarea datorită antrenării fluidului de la graniță către domeniu, de la boundary către domeniu, poartă denumirea de mișcarea Coet. Ambii francezi, din secolul XIX. Cu alte cuvinte, această mișcare este o mișcare de tip Poiseuille-Couet, combinat. Însă există mișcări fie numai de tip Poiseuille, generate numai de gradient de presiune, de exemplu, mișcarea apei în conducta voastră de la baie sau de la bucătărie de tip Poiseuille. Da? Dar când ungi untul pe pâine, ce mișcare are untul? Pe tip Couet. E clar. Că tu ce faci? O suprafață o ții, pui fluidul și faci odată așa. Acum tu te duci, de exemplu, la cămin și spui, ia vă pui și mie, aplică și mie că ține o mișcare Couet. Sună mai bine, zic. Dă drumul la un Poiseuille în apă să se încălzească apa caldă. Și atunci când ai mișcări foarte complexe, pentru că de multe ori mișcările sunt complexe, trebuie să-ți dai seama că în anumite configurații ele coexistă. Și trebuie să știi cam ce componentă este de mișcare Couet, ce componentă este de mișcare Poiseuille. Sigur, aici domeniul este banal. Domeniul este
este banală. Dar dacă domeniile sunt complicate, vreau de asemenea să vedeți o anumită interdependență pe care o vom studia puțin mai încolo, dar în acest sens. Și anume, se observă câteodată că dacă configurația nu este plană, deci dacă aici ar fi curbe suprafețele sau ar fi înclinate, dumneavoastră veți vedea că dacă impui o mișcare de tip coet, poți genera un gradient de presiune. Înțelegeți? Chiar și acest exemplu banal, unde nu se aplică acest lucru, sugerează ție că dacă geometria asta n-ar fi chiar atât de simplă și ar fi, să zicem, o geometrie așa înclinată, de tip pană, nu? Ce faci tu cu o pană? O bați și când o bați, impui o viteză pe ei, deci ce mișcare impui? De tip coet. Și ce se întâmplă cu copacul în care bați pană? Se face așa. Asta ce înseamnă? Că trebuie să, prin mișcarea penei, tu generezi o forță de presiune care separă copacul. Poate cuvinte, prin o mișcare coet, în anumite configurații, eu pot genera o diferență de presiune. Ori treaba asta este fundamentală în aplicațiile de lagă. Adică în aplicațiile de ce merge, merge de sub inimă. Vedeți? Eu v-am spus, dorința mea cea mai mare este ca unul dintre voi să ajungă inginer la Mercedes. Ce părere ați? Trebuie să spui un țel măresc. Bă, dacă acum nu vrei să muți munții, dacă nu vrei acum să schimbi regimul, atunci nu mai faci niciodată. Odată ce deprinde, acolo înțelege. Acum, bă, vreau și eu să mă ajung șef de secție la Google. Sau pilot la Lufthansa ca să am stewardese frumos. Nu contează motivația. Contează țelul. Înțelegeți? Dacă spui un țel, bă, ce vrea tu? Bă, aș vrea și eu să vând bere la Titu în gară. Nu știu dacă Titu are gară, să fiu sincer, n-am fost niciodată gară. Și bă, visul meu să am un butic. Bă, ăsta-i visul tău, ăsta-i visul tău. Adică e păcat, la vârsta care o aveți, să aveți vise penibile. Adică de-astea care se vor împlini. E bine să ai un vis de ăla așa, major. Să fii astronaut. Așa vă recomand. Bine, ne vedem peste o săptămână. La revedere.